OSCE a calificat drept constructivă întrevederea de marți dintre șeful statului Igor Dodon și șeful administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Întâlnirea a avut loc la reședința prezidențială de la Condrița. Reprezentantul special al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Thomas Meyer-Harting, speră că această întâlnire va aduce un efect pe termen lung privind îmbunătățirea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol. Oficialul nu exclude că primele rezultate vor putea fi văzute chiar în următoarele luni. Harting apreciază faptul că în timpul discuției au fost abordate problemele sociale cu care se confruntă locuitorii de rând de pe ambele maluri ale Nistrului. La întâlnirea din data de 28 iunie, Dodon și Krasnoselski au discutat în primul rând subiectele privind libera circulație a populației în zona de securitate, interconectarea rețelelor de comunicații, despre relațiile dintre bănci și despre lansarea unei linii de troleibuz între orașul Tighina și satul Varnița.